Transfer pe bandă rulantă. Mai faci și pauză? Da, din 4 octombrie voi face pauză, atunci când se încheie perioada de transfer. Așa. Faci o echipă, nu știu cum ar trebui să te numim, agentul agreat de clubul UTA sau cum să spunem, că nu ești oficial al clubului, însă tu faci toate transferurile acolo, corect? Da, așa este. Am o relație foarte bună cu cei din conducere sau atât cu cei din conducerea clubului cât și cu Giusi Balin, se știe, este da. Într-un reprezentat de mine. Da. Da, UTA este cumva echipa mea de suflet, e un proiect asumat. Chiar tu ai și jucat acolo. Am jucat mulți ani la Arad, am jucat vreo 6 ani în total la UTA, în 3 mandate diferite sau 3 rânduri, atât în Liga 2 cât și în Liga 1. Pot spune că este echipa de care m-am atașat cel mai mult, dar una peste alta, eu sunt un profesionist. Faptul că ei au ales să facă toate transferurile cu mine nu înseamnă nimic altceva decât, cum să spun eu, un vot de încredere vis-a-vis de tot ceea ce s-a realizat aici la Arad, pentru că atunci când am fost solicitat prima oară, UTA era o echipă care era pe locul 13 în Liga Secundă, mult mai aproape de retrogradarea în Liga 3 decât de promovarea în Liga 1. Acum a ajuns o echipă importantă și sunt convins că va face o figură frumoasă și pe prima scenă a fotbalului românesc. Bogdan, mă uit la jucătorii pe care tu i-ai adus la UTA, jucători impresariați de tine. Să-mi spui dacă greșesc. Vlăduț Morar, Ioan Hora, Neluț Roșu, Alexandru Benga și Alexandru Albu. Da, sunt toți jucători reprezentați de mine, așa e. Bun. Cum ai reușit să convingi, ok, hai să zicem, și Benga... Eric Silva și Vărați Moldovan, mai trebuie și Eric, fundașul central. Ok. Spune-mi, te rog, cum ai reușit să convingi, de exemplu, jucători ca Ioan Hora sau Neluț Roșu, care sunt obișnuiți să joace la play-off, să se lupte la titlu, să vină la o nouă am promovată? Am și eu tatu meu, am ajuns aici, nu? Eu am o vorbă, nu-mi plac oamenii care spun că încearcă ceva. Eu mereu am reușit ceea ce încerc și cred că asta a făcut diferența între mine și ceilalți. Așa s-a întâmplat și de data asta. De fiecare dată când dorești ceva, dacă pui pasiune și ardoare tot ceea ce faci, până la urmă nu ai cum să nu reușești. Mi-am dorit să-i convinc să vin aici pentru că este și un proiect de suflet, o mândrie personală. Știi cum e, una e să ai un jucător sau doi la o echipă și alta să ai 7, 8 sau 10 sau 15, așa cum se întâmplă cu mine la Arad. Și atâta timp cât și reușește acest proiect, e clar că satisfacția nu poate fi decât una importantă. Și atunci, având încredere în ei, cunoscându-i atât ca oameni, cât și ca fotbaliști, cunoscându-le caracterul lucrând cu ei de o perioadă îndelungată de timp, era normal să pun ambele mâini în foc pentru ei și sunt convins că astfel de jucători nu au cum să nu reușească aici la Arad. Bogdan, zi-mi, te rog, Alexandru Albu nu e supărat că n-a ajuns totuși la FCSB? Nu e supărat. De ce? Cred că ați văzut declarațiile lui aseară când am avut conferința de presă. Da. Oficială. E chiar fericit că a ajuns la o echipă ca UTA. Sunt convins că UTA tantă în fotbalul românesc în următoarea perioadă, la nivel de primă ligă, veți vedea, coroborat cu nou stadion, cu suporteri, cu echipa care s-a creat și se va crea în continuare aici. Iar asta nu poate decât să confere încredere fotbaliștilor. Nu mai contează ce a fost. Important este că Albu e aici, a venit cu sufletul, a venit cu inima deschisă, a refuzat, pe lângă FCSB, important să se știe, a refuzat alte 4 echipe de Liga 1 pentru a veni la UTA. Poți să ne spui ce echipe? Da, așa că trebuie să vi le spun eu. Ceniu, că l-au vrut foarte mult, voluntariu, Sepsi, nu știu dacă e, mă rog. Când ce voluntari Sepsi? Dinamo l-a dorit pe Albu? Eu nu vreau să mai intru, nu cred că ar fi corect. Ok, ok. Am fost deja suficient, nu. Ok, te întreb altceva atunci legat de Albu. Numai care l-au vrut foarte mult și care chiar au oferit bani pentru el, dar el a ales să vină aici, e foarte important. Vreau să-mi spui altceva dacă ai cum. E adevărat că e împrumutat cu 30.000 de euro pe 6 luni și există o clauză de 400.000 de euro plus 50% dintr-un viitor transfer pentru transferul definitiv? Victor, astea sunt sume confidențiale. Eu, clar că eu le cunosc, pentru că eu m-am ocupat de tot ceea ce înseamnă documentația acestui transfer. Ce pot să-ți confirm este că există o sumă de cumpărare importantă, e adevărat. Dar n-am să o confirm, pentru că nu sunt eu în măsură să fac lucrul ăsta. Unul dintre cele două cluburi, dacă vrea să facă publice aceste sume, este dreptul lor să o facă, dar eu n-am să o fac. E în regulă. Spune-mi, te rog, înțeleg că astăzi s-ar putea hotărâ dacă se dau sau nu avizele pentru nou stadion să se joace pe noua arenă? Da, este deja o comisie a LPF-ului prezentă chiar în aceste momente la stadionul din Arad pentru a omologa stadionul. Probabil că se va întâmpla lucrul acesta, fiindcă proporția de 95%
totul este gata. Raportat la condițiile de joc, stadionul este pregătit în totalitate, 100%, mai sunt doar mici, mă rog, amănunte de pus la punct în jurul stadionului. Deci, da, practic, stadionul ar putea fi funcțional pentru fotbal inclusiv de astăzi. Deci nu văd de ce nu s-ar da aceste avize. Deci, în mod normal, UTA va juca prima etapă acasă. Da, a doua etapă. Nu, deci mă refer, prima etapă în care va juca acasă o va juca pe nou stadion. Da, în 29, sau și vineri, zic la ora 21, în proporție de 99%, UTA va juca pe stadionul nou acasă, pe voluntari, da. Da. Urmează să mai aduci jucători la UTA? Probabil că vor mai urma unul sau doi jucători în perioada imediat următoare, dar, mă rog, trebuie să mă consult cu Piusi, cu Balin, să vedem exact. Și oricum, perioada de transfer e foarte lungă. Cred că UTA s-a mișcat bine până acum. Nu mai e nicio grabă în momentul ăsta, pentru că, așa cum am spus, o perioadă se va încheia abia în 4 octombrie. Da. Deci mai este timp suficient. Pentru toate echipele, de altfel, nu doar pentru UTA, pentru a-și completa luptele de jucători. Da. Bogdan, în încheiere vreau să te mai întreb. Nu pot să înțeleg, mi-e imposibil să înțeleg cum ai reușit să-l convingi pe Lulacu să semneze cu Chiajna în Liga 2. Ți-am zis mai devreme că eu am talentul meu și dacă îmi pun ceva în cap, așa se întâmplă. Dar acum redevenind serios și Victor, da, Chiajna a făcut, spun și povestea transferului. Te rog. Chiajna, te rog. Eu eram la mine la birou cu Hergeligiu să semnăm la Chiajna. A venit Cristi Tănase, președintele Chiajnei, iar Lulacu venise la mine să bem o cafea și să, mă rog, să discutăm despre viitor, pentru că aveam 3-4 opțiuni clare, inclusiv din Liga 1, clare, pe masă. Și fiind acolo, l-am rugat să mă aștepte puțin să termin discuția. Am intrat într-o altă cameră, l-am rugat să mă aștepte puțin. A stat acolo vreo oră, iar Cristi, când l-a văzut, în toată perioada asta m-a nebunit să intrăm într-o negociere cu el. Am spus, Cristi, n-ai cum să-l iei tu pe Lula, nu-ți permit să dai banii ăștia. Nici o echipă din România, din Liga 2, nu cred că își permite. Și a zis Cristi, ok, pune-mă la încercare, hai să vedem. Și am intrat într-o negociere, în două ore ne-am pus la punct cu toate detaliile și a semnat în acea zi. A fost poate cea mai interesantă poveste de genul ăsta. Și ca să sintetizez și să-ți răspund ca și în Godfather, Cristi Tănase a făcut o ofertă care nu putea fi refuzată. Crezi că e cel mai bine plătit jucător din Liga 2 în acest moment? De departe. Deci e clar că cei de la Chiajna au gânduri serioase pentru promovare, să înțeleg. Cu siguranță, din moment ce își permit să plătească atât de bine un jucător ca Lulacu, un jucător cu nume până la urmă, dar și un jucător foarte... Golgheter al României. Golgheter României acum 3 ani, e un jucător important pentru Astra, numai departe de anul trecut, jucătorul celor de la Astana cu 2 ani, adică vorbim de un alt nivel. Jucător echipei naționale Albaniei, cu meciul la echipa națională contra Spaniei, acum 3 ani. Adică vorbim de alt nivel, cu totul alt nivel. Da. E clar că au gânduri serioase. Eu i-am mai dus la Chiajna pe lângă Lulacu, pe Hergeligiu, pe Arnăutu, pe Piceanu, pe Chiereche. Adică au formă de echipă puternică pentru Liga 2.